Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Emisiune de promovare electorală aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Invitații noștri de astăzi sunt și vom începe cu doamnele Iuliana Raicu, candidat pro-România pentru funcția de consilier local al municipiului Deva, și domnul Mihai Robert Mica, candidat pro-România pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua! Bun venit în studioul Capital TV! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit! Să rămâne, bun venit! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Mulțumim din nou pentru invitație! Ți o fie de folos, că e spațiu de promovare electorală. Haideți să vedem, să auzim ce promovăm astăzi. O să încep cu doamna Iuliana, pentru că e prima oară în studioul nostru, cu permisiunea noastră, doamna Mica. Ce o întreb pe doamna Iuliana Raicu, cine sunteți noastră, stimată doamnă, de unde ați apărut, încotro vă îndreptați și de ce vreți să fiți consilier local? Da, așa cum ați spus și m-ați prezentat, sunt Iuliana Raicu, candidez pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Deva. Sunt mamă, soție, de profesie jurist și licențiată în administrație publică. Lucrez într-o companie multinațională ca și inspector de asigurări. Prin activitatea mea profesională. Deci, un jurist care lucrează ca și inspector de asigurări. Da, eu mi-aș fi dorit mai mult să fac administrație publică, de aceea am și ales să candidez la această funcție. Deci vă prinde de folos, v-ar prinde, v-ar fi de folos studiile. Da, da, de aceea am și ales să fac administrație publică. Prin natura serviciului meu, intru în contact cu foarte mulți oameni. Și atunci aud zi de zi nevoile, problemele cu care se confruntă. Mai mult decât atât, sunt și voluntar. Am ales să mă dedic acestui voluntariat pentru a fi mai aproape de oameni și atentă la anumite probleme majore ale anumitor categorii sociale. Unde sunteți voluntar? Sunt voluntar în cadrul, dacă se poate sigur spune, că da, e o asociație, da, în cadrul unei asociații a persoanelor cu sindrom Down. Așa. Am colaborat cu voluntarii din cadrul comunității, pentru că suntem o echipă de altfel, și la centrul medico-social unde Sfântul Nectarie, acolo am întâlnit persoane în vârstă. Am întâlnit copii care au nevoie de foarte mult sprijin și ajutor și de căldura oamenilor, și cel mai important pentru ei este faptul că cineva se gândește și la ei. Dar de ce, doamnă voluntar, sincer? N-aveți ce face cu timpul noastră liber, zic și eu. Da, e o întrebare și bună. Și întrebarea, nu, întrebarea e tendențioasă. Da, am înțeles. Chiar cu riscul de a-mi atrage antipatie, în sensul de i-a auzit eu și peste ce zice ce voluntarii își pierd timpul. Vreau să văd ce-mi spuneți, de fapt, este de asta e pusă întrebarea așa. Chiar fiecare om se naște într-un anume fel. Uh-huh. Eu asta am simțit că trebuie să fac, să fiu mai aproape de oameni, să le vin în ajutor și în sprijin atât cât pot eu, și m-aș fi gândit sau m-am gândit dacă eu în familie aș avea situații, copii cu sindrom Down sau persoane în vârstă, cât de bine mi-ar prinde și cât de mult ar conta pentru mine ca oamenii să-și îndrepte fața spre aceste situații de altfel. Așa am simțit că trebuie să fac. Și de cât timp ați simțit chestia asta? Având în vedere că în România voluntariatul n-a fost așa de bine promovat, nu e mult, vreo 6 ani. Aha, păi e ceva, 6 ani totuși. Unde cu perseverență continuu am fost alături de aceste categorii sociale.
am ales să candidez la această funcție, considerând că de aici pot să fac mai mult pentru ei și pot să fiu mai eficientă. Da, am înțeles, dar nu doar faptul că puteți face ceva pentru această persoană, cred că este motivul. Nu. Și vreau să vă spun că am considerat că pot să particip la creșterea și îmbunătățirii calității vieții și la furnizarea de servicii sociale eficiente, de calitate. Și aici fac referire la familie, persoane în vârstă, protecția copilului, educație, sport, locuințe sociale și nu numai. Deci e o paletă foarte largă unde pot să-mi aduc aportul și dorința mea de a veni în sprijinul comunității până la urmă. Am înțeles. Vroiam să vă mai spun, să fac o mențiune aici, că toate aceste servicii sunt strâns legate în creșterea încrederii comunității față de administrația publică și de instituții. Păi bun, dar asta este în primul rând meritul voluntarilor. Eu nu cred că administrațiile publice locale, și aici nu vorbesc numai despre cea din Deva, la modul general se implică foarte mult în astfel de situații. Au ei serviciu de asistență socială pe acolo, dar... Da, și tocmai de aceea acel serviciu trebuie să fie eficient și să găsească soluții. Asta eu știu foarte mult de primării, în rezolvarea acestor probleme, anumitor categorii, pentru că soluții există. Și vreau să spun că rolul unui consilier și menirea lui nu este aceea doar de a vota anumite hotărâri, proiecte în cadrul ședințelor Consiliului Local. Rolul unui consilier este de a fi în permanență pe mandatul celor 4 ani, mandatul pe care îl are, în mijlocul comunității. Pentru că de acolo, în contact direct cu oamenii, poți să afli problemele cu care se confrunt, nevoile pe care le au și atunci le transfer și încerci să inițiezi anumite proiecte care vin în rezolvarea acestor, cu soluții clar concrete în rezolvarea acestor probleme. Și vă spun că prin implicare, determinare, dorința de a face ceva pentru comunitate, de ce spun asta? Dacă ajungi în Consiliul Local, oamenii îți dau votul, da? Își pun încrederea și speranța în tine, ca om până la urmă și ca partid. Și atunci tu ai obligația morală și nu numai a te duce în Consiliul Local și a face ceva pentru ei. Este foarte important că atunci când decidem să candidăm într-o funcție publică, eu zic că important este dragostea față de oameni. Gândindu-te că menirea ta acolo este să găsești soluții pentru ei. Da, sună frumos. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, dar acum nu spuneți că toți cei care candidează la primărie candidează acolo din dragoste față de oameni. Deci eu vorbesc în ceea ce mă privește pe mine. Dreptul noastră, cum e o expresie. Exact. Eu așa văd menirea unui consilier local. Da? Acolo este o echipă și trebuie lucrat cu oameni pentru oameni. Din punctul meu de vedere, eu așa sunt. De aceea am ales să candidez la această funcție, considerând că pot să fac mai mult pentru oameni, pentru comunitatea care m-a ales, care mă va alege. Am înțeles și eu, uite, care m-a ales, care mă va alege. Deja v-ați văzut consilierul. Am vorbit așa de, v-am spus, de ceea ce înseamnă un consilier local. Am înțeles lucrul ăsta și apreciez. Da, domnule Mica, dumneavoastră, de ce candidați? Tot din dragoste față de oameni? Nu vreau să fiu zeflămitor, dar trebuie să pun întrebarea asta. Că sunteți coleg cu doamna. Da, cred că și o dovadă că și mie îmi plac oamenii și iubesc oamenii este că am adus alături de mine și pe la dumneavoastră în studio câte unul dintre consilierii, candidații de consilieri locali. Ceea ce dovedește că suntem persoane care avem și valori și aspirații comune.
ceea ce aceste valori și aspirații ne unesc și ne determină să facem o echipă, să punem umărul împreună pentru a îmbunătăți viața concetățenilor noștri. Pe mine mă bucură faptul că am între candidații de consilieri locali, oameni din diverse medii cu o anumită experiență profesională, care au o înțelegere asupra diversității aspectelor legate de societatea actuală. Și aș dori să amintesc că sunt în lista de consilieri din avem juriști, avem economiști, avem profesori, avem asistenți pe asistență medicală, persoane specializate, avem pe comunicare. Este o echipă, să zicem așa, care este formată din persoane cu experiență, dar și cu o complementaritate a activităților profesionale, ceea ce poate să ne aducă un plus de valoare și un plus de înțelegere în activitatea din Consiliul Local. Noi funcționăm ca o echipă și avem libera exprimare a fiecăruia dintre noi și fiecare poate să-și aducă aportul la un proiect, la o viziune asupra unei probleme și să ajute la ivirea unei soluții. Eu, cum să spun, vis-a-vis de ce a spus colega mea Iulia Raicu, sunt în asentimentul doamnei. Persoanele la care a făcut referire sunt persoane speciale. Ele trebuie să se bucure de înțelegerea noastră și trebuie să se bucure și de sprijinul și de aprecierea noastră în activitatea lor. Sunt activitățile de voluntariat, sunt activități care pe lângă timpul acordat, presupun și un aspect al laturii umane, e cea de a face cu suflet ceea ce faci. Dacă simți acest lucru, vei avea realizări și satisfacții profesionale și personale, că ai putut face ceva fără să primești ceva în schimb, ai făcut ceva din suflet pentru anumite persoane. Da, interesant. Numai că uneori sufletul bate raționalul și invers. Cum e cu mintea? Da, e un alt subiect care l-am dezbătut. Sperăm că am auzit că a ajuns ceva. Știți ce vă întreb, cum e cu mintea? Că v-am văzut la Țebea. Ați fost împreună cu deputatul Mari, că parcă v-ați oprit la protestatare acolo. Da. Sau a fost ceva de genul, vi l-am adus pe domnul deputat Mari ca să stă de vorbă. Da, deci am spus că Mintia, electrocentrale Mintia este o problemă pentru municipiul Deva și la începutul școlii anumite apartamente și anumite persoane din Deva au suferit de lipsa apei calde. Este o problemă. Problema ar putea să fie mult mai mare, că vine și frigul, vine perioada rece, în care la Mintia nu a fost o tonă de cărbune pe stoc, nu este pregătit pentru iarnă și asta este una dintre cele mai mari probleme. Ținând cont că în municipiul Deva 4500 de apartamente nu au sistem individual de încălzire, este un aspect, ținând cont că multe unități școlare sunt încălzite cu agentul termic de pe electrocentrale Deva, este o problemă pe ordinea de zi a administrației locale. Ar trebui să fie o problemă majoră pe ordinea de zi a administrației publice locale și cred că orice întârziere în găsirea unei soluții, unei alternative la furnizarea agentului termic sau asigurarea acestui agent termic pentru iarna care vine, trebuie soluția găsită și implementată de astăzi. Știu că există propuneri să se pună centrale, să se subvenționeze centrale, să administrația locală să pune centrale pe gaz în unitățile școlare. Există propuneri sau sunt proiecte în implementare?
Nu știu dacă sunt proiecte în implementare. Nu, Mica, eu am mai spus-o și uite cum mai spun încă o dată. O tot dăm atâta cu mintia, cu 4500 de apartamente și cu faptul că, vezi, doamne, unitățile, vezi, doamne, că unitățile școlare sau parte dintre ele vine iarna și n-au cu ce să încălzească. Dom'le, au trecut 30 de ani de la revoluție, lovituri, ce-o fi fost aia? De când suntem mari democrați. Au trecut nu știu câți ani de când lumea a început să-și pună centrale termice. Eu știu și în mediul rural și în alte orașe care n-au termocentrala Amintia care să furnizeze agent termic. Până primăria a pus centrală termică, domnule, la școală, la grădiniță, la nu știu unde, că e centrală termică și că e confortul mult mai ok atunci când ai centrala ta. E ca și chestia aia cu un cazan, mă. Da? De ce nu s-a făcut și la Deva lucrul ăsta? Și îmi spuneți acum, eu vorbesc ca și cum v-aș certa pe dumneavoastră, dar de fapt nu vă cer pe dumneavoastră, ci vorbesc un pic retoric. Și îmi spuneți acum că ați auzit că sunt proiecte de introducere a centralelor termice, mi se pare aberant, cu tot respectul față de alții și îmi asum ceea ce spun. Ca în 2020, școlile și liceele și ce ori mai fi prin Deva, așa cum spuneți dumneavoastră, să nu aibă domnul încălzire proprie, centrală termică. Deci, suntem într-o emisiune electorală. Da. Eu am tras un semnal de alarmă. Și eu l-am Școlile au o problemă și vor avea o problemă dacă nu rezolvăm această să zic, nefuncționare. Desigur, școlile au o problemă, dar problema e administrației publice locale. Evident, evident. Și de asta sunt aici și trag acest semnal. Adică stau și mă gândesc că zice undeva că învățământul este obligatoriu, nu? Cum e? E obligatoriu. Da, bun, da. E obligatoriu. Dar stau și mă gândesc acum și extrapolez un pic pe emisiunea asta, cu permisiunea noastră. E obligatoriu, mă, nene, învățământul. Ok, în regulă. Dar eu locuiesc la 20 de kilometri de liceul ăla. Păi dacă mă obligi să mă duc la liceu, atunci asigur îmi transportul. Cel puțin. Nu? Sau cazare, sau... Sau cazare, sau nu știu ce, și asigură-mi-le la modul gratuit. Pentru că tu mă obligi să fac ceva. Bine, acum eu nu plătesc pentru întreruperea școlii. Dar când obligi pe cineva la ceva, trebuie să-i asiguri și un și condiții minim de condiții de bună desfășurare sau de ducere la bun sfârșit a acestei obligații. Deci, din punctul meu de vedere... Infrastructură educațională există. În multe cazuri este și supradimensionată, ținând cont de scăderea numărului de elevi. Infrastructură pentru cazarea elevilor care provin din alte localități, în special la licee, există. Iar este supradimensionată la nivelul actual de elevi înscriși în licee. Ați punctat foarte bine. Păi putem, nu, dar știți acum două secunde și vă și spun. Probabil că dacă nu există centrale termice și rețelele alea pe care și caloriferele pe la care vine apa caldă sunt antice, vechi și de demult. Că mă gândesc că nu s-au apucat să facă ei investiții în calorifere și în astea să le pună din alea cu termostat. Dacă sunt clase care sunt nefolosite, dacă sunt camere care sunt nefolosite, o centrală termică cu o investiție minimă, automat ar reduce costurile. Pentru că în clasa aia care nu folosesc PAC, am dat căldura la minim cât să nu înghețe apa în instalație și așa mai departe, pot face multe lucruri de genul ăsta. Dar unde nu-i cap, vai, da, de administrație. Vă pot spune că în perioada în care am fost administrator public, 2012-2014, am luat la pas toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva. Și vă pot spune de pe la pas perioada... sau la pas tot? La pas, pas cu pas, cum se zice, așa. Da. În toate școlile existau, în mare măsură, sisteme de reglare pe fiecare element, pe fiecare calorifer erau termostate. Desigur că am avut în perioada respectivă o monitorizare lunară a tuturor clădirilor cuprinse în
în infrastructura școlară și monitorizam în fiecare lună cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu energia termică, cu apa pe fiecare unitate școlară. Am avut chiar un program de monitorizare și de reducere a acestor consumuri. În ședințele de consilii de administrație la care am participat, atât ca și administrator public, ca delegat din partea administrației publice locale, am ridicat problema reducerii acestor costuri. Doi, am explicat și am făcut un parteneriat cu unitățile școlare în sensul că le-am promis că îi voi susține că acele economii se vor regăsi în continuare în bugetul școlii alocate la alte categorii de cheltuieli. În special pentru dotarea cu echipament didactic de care sufereau majoritatea unităților de învățământ. Adică le-am promis, faceți economie, nu o să pierdeți banii, o să aveți în buget la alte capitole. Și nu vă pot ascunde că dacă tot suntem o emisiune electorală și vorbim din fapte și din exemple clare... Adică în fie electorală, dar vreau să vorbim și cu sinceritate vorbim. Da. Mi-au spus profesor, noi de 10 ani la Catedra de Geografie n-am primit o hartă. De ce? N-am avut fonduri. Păi ia uitați că un 10.000 de lei, au făcut o economie într-o unitate școlară, am luat hărți, adică am putut lua hărți mai mult decât erau necesare. Bineînțeles că economiile s-au repartizat către toate catedrele, către toate laboratoarele și am putut face și dotări pe baza acestor economii. Desigur, au mai fost investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. S-au schimbat ferestre termopan, care au dus un confort în clasele de învățământ, care în urma acestor investiții s-au făcut alte economii. Deci, evident că am început-o pe un alt trend, am creat un sistem în care permanent s-au adus atât investiții cât și economii. Desigur că au fost benefice și cred că acest trend de reducerea costurilor suplimentat de creșterea dotărilor este trendul care își doresc fiecare din aceste unități școlare. Acum, să ieșim din sfera aceasta, o altă problemă acută în Deva și pe care o reclamă foarte mulți locuitori este salubritatea orașului. În special, se ridică problema mare a disfuncționalităților în ceea ce privește punctele de colectare a gunoiului menajer, a elementelor reciclabile din deșeuri. Aceste puncte de colectare sunt în mare parte acum insalubre, sunt inadecvat dotate cu recipiente de colectare selectivă sau suficiente pentru gunoiul menajer. Ridicarea gunoiului menajer se face conform unui grafic, conform unui caiet de sarcini și termenul de ridicare este zilnic. Desigur că există disfuncționalități, primăria are obligația prin compartimentul său de specialitate, că există un compartiment de specialitate care monitorizează fiecare activitate de asta publică, cum rețele de apă, iluminat, salubritate, măturarea străzilor, sunt persoane în primărie care au atribuții de monitorizare acestor servicii publice. Și această monitorizare trebuie dezvoltată dacă și fiecare punct din acest de colectare trebuie să fie conform asupra graficului de ridicare, să fie conform asupra capacității de colectare, să fie conform asupra capacității de colectare selectivă. Mulți cetățeni îmi reclamă și mi-au reclamat că deși ei colectează selectiv, gunoi sau deșeurile colectate selectiv se amestecă. Zice, păi care e efortul care l-am făcut eu? Deci acest lucru trebuie să înceteze, trebuie respectată o anumită procedură în ridicarea deșeurilor colectate selectiv, să fie o garanție a efortului pe care îl face fiecare cetățean în acest mediu care ne-l dorim cu toții, mai curat, mai igienic, mai sănătos.
Ce mi-aș dori ca pe lângă aceste intervenții care le consider de urgență la nivelul DV și nu impun investiții mari, să trecem și la un nivel în care să se facă o igienizare zilnică după ridicarea gunoiului, o igienizare cu soluții dezinfectante, o spălare a acestor spații și chiar o tratare în care să determine prin acest aspect o păstrare a unei curățenii în aceste locații și în ultimul rând o protejare cum a existat odată cu niște separatoare și de protecția ambientală, niște gărdulețe frumos amenajate în care să păstreze, să zic, incinta de depozitare, o incintă bine stabilită. Am mai vrut să punctez că au fost făcute niște investiții în pubele acelea subterane, în sisteme de colectare, care cred că au fost foarte bine primite de cetățeni. Din păcate, sunt nefuncționale. Sunt investiții pe raza municipiului de Deva, care au continuat care au trecut de la primele investiții, dar care nu sunt nici finalizate și nu sunt nici operaționale. Sunt investiții realizate din bugetul local, sunt bani cheltuiți care i-au plătit cetățenii DEVEI și de care nu beneficiază. Nu numai că nu beneficiază, dar nu beneficiază nici de oportunitatea care o dau utilizarea acelor spații de colectare. Acum vă rog dacă aveți observație. Nu, aveam o întrebare vis-a-vis de faptul ăla. Mi-a spus că ați vrea să se facă dezinfecție cu substanțe, cu nu știu ce. Întrebarea mea, și e una de, cu siguranță o să știți, pentru că în adolescență se folosea destul de des, dar flori nu vreți. Și de ce vă întreb lucrul ăsta? Că tu nu se face dezinfecție în București, în alte, unde vă credeți aici, la Ciugud? Suntem la Terun. Ne-am dorit. Știți ce zic? Adică cine se facă dezinfecția? Și eu aștept să-mi dați argument acum. Să facă dezinfecția aia? Cu ce substanță? Odată la cât timp? Propunerea mea este să o facă operatorul și după fiecare ridicare a gunoiului menajer se poate face această operațiune. Se intră poate în caietului de sarcini? Există în caietul de sarcini obligativitatea dezinfectării recipientelor. Păi, acum, dacă cred că... Dacă treci vara pe acolo și e cald afară, îți munte nasul din loc. Și acest caiet de sarcini și această operațiune trebuie făcută pe principiul eficienței. Dacă e vară și se impune, ar trebui făcută zilnic, la fiecare ridicare. Dacă e iarnă, poate și condițiile atmosferice, îngheț și nu se impun... Oricum, rămân murdare în ultimul hal după ce se ridică. Adică, păi da, mai ales la deșeurile menajere în amestec... V-ați putea imagina cum ar arăta un loc de depozitare cu aceste intervenții față de cel actual? Faceți poate numai o diferență și... Chiar mi-aș dori, și subscriu la o astfel de idee. Dar să nu uităm că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, ca să îi dau drepturi de autor cuiva. Acum, ca să vă întrerup eu pe dumneavoastră, și cei din Ciugut trăiesc în România. Da. Și asta nu ne împiedică să... avem idei, să le susținem, să le promovăm și, de ce nu, să beneficiem de soluții. Sunt de acord că în implementarea acestor idei ține și de populație, și de oameni. Și de educație. Dar credeți că oamenii n-ar dori această propunere? Cred că sunt unii foarte needucați, doar atât. Haideți să nu mai umplem paharul cu aceeași, să zicem, substanță, sintagmă sau... Sunt și în toate societățile sunt elemente care sunt poate împotrivă sau
alte idei, alte propuneri, nu interesează. Ideea și propunerea. Dar o societate trebuie să progreseze. Dacă văd că cineva pune o bancă nouă într-un parc, când văd că o administrație publică locală, și nu vorbesc aici de administrația publică locală din Deva, la modul general, când văd că o administrație publică locală amenajează un loc de joacă pentru copii, și când văd că vine copilul sau vine adolescentul sau cine vine și dă cu șutul un coșul de gunoi și se suie cu picioarele pe bancă și trage el de nu știu ce scândurică din locul de joacă, că îi se pare lui interesant să vadă sau să audă cum pârie scândurica aia sub forța lui, atunci ce să zic? Îmi spun din nou, da, domnule, avem o problemă. Da, dar avem și obligația de a atrage atenția acelui copil, de a vorbi poate cu părinții lui și cred că a doua oară nu mai faci. Am avut chiar un caz similar în cartierul Dacia. Așa. Era un cartier și imediat după reabilitare eram plecat din primărie, dar am continuat să merg pe, să zic, șantierele începute în perioada în care am fost în funcție de administrator public. De proiect, nu? Erați responsabil de am proiect. Fost, dar la un moment dat din primărie am plecat cu demisie. Evident că multă lume, cunoscându-mă și văzând atitudinea mea de om prezent la fața locului, m-au sunat. Haideți, domnul Mica, veniți aici. Nu mai sunt administrator, dar vă rog să veniți aici să vedeți ce și că dumneavoastră mai puteți vorbi, să îndrepte anumite lucruri. Ei, mergând după recepție pe Bulevardul Dacia, era o zonă reabilitată, frumoasă, curată, prospătată, cu coșuri de gunoi, cu bănci, cu flori, cu sisteme de iluminat, cu cam ce ar trebui să fie în toate cartierele. Un copil mânca semințe. Dar mânca semințe și în jurul lui era plin de semințe pe jos. Și l-am întrebat. Păi, da, îți plac semințele? Îmi plac mult. Da, gunoiul pe jos îți place? Păi cine? Normal, tu-l faci. Și am întrebat, ce sunt părinții tăi? Păi tata e șofer și unde-i? A, ai plecat în sănătate. Mama e femeie de servici. Mama ta muncește mult ca tu să mergi la școală. Ce face ea? Trebuie să adune, uite, mizeria ce-o fac alți copii. Nu se obosește și face un efort. Nu ar trebui să respecti munca ei ca să fie curat și să o păstrezi și tu? Zice, pa, da, am greșit. Nu, zic, hai, cum putem repara? Mă duc să aduc o mătură și un făraș și să adun. Asta a fost un caz fericit. Da, dar cred că atitudinea noastră față de anumite greșeli sau poate că copilul, el era de bună intenție, dar nu a văzut aspectul ăsta și chiar poate nu a apreciat mai mult munca părinților sau efortul care îl fac din perspectiva lui. Evident că cu dialog, cu explicații, cu argumente putem îndrepta cu efort cel mai scăzut să schimbăm o atitudine. Ce părere aveți, doamna Raicu? Ați oftat. Da. De ce? Într-adevăr, educația contează foarte mult. Putem schimba lucrurile începând cu noi, cu fiecare dintre asta noi. Asta au spus-o de fiecare. Exact. Schimbarea începe cu noi. Începe cu noi. Bun, dar la un moment dat prin, se poate și opri. Da. Prin puterea exemplului. Foarte bine și apreciez ceea ce a spus Mihai. A încercat să pe acel băiețel să îl facă conștient de ceea ce a făcut, că nu e bine și nu e corect. Atât noi, ca oameni, cât și gândirea noastră și felul nostru de a vedea lucrurile, trebuie să le ducem fiecare acolo în mijlocul comunității. Și atunci iarăși revin la administrația publică. E adevărat, comunitatea, societatea, trebuie puțin mai șlefuită, știți? Să-i ducem într-o anumită direcție. Contează mult și ce facem noi pentru ei. Cu dezamăgire vă spun că, nu acum doar în campanie, am fost prin anumite locuri ADV și am văzut atâta mizerie. Spre exemplu, a spune numai, acum nu știu dacă multă lume se duce la gară sau la autogară. În zona aceea,
unde este și protecția copilului și acel parc. Deci, pur și simplu, mi-a fost rușine ce am văzut acolo. E aproape de... E cartea de vizită a orașului. Acum nu vreau să aduc prejudicii unor categorii de persoane, dar o parte din concetățenii noștri, copii, vorbesc de familii de romi. Ei asta știu să facă. Și nu numai. Ei asta știu să facă. Dar stau și mă întreb că orașul nu este sat fără câini sau ceva de genul ăsta. De poliția locală, administrația locală, nu există ochi pentru a vedea anumite zone unde este o mizerie cruntă. Pur și simplu ți este rușine. Și am stat și m-am gândit. Și nu numai rușinea, ci efectiv securitatea mea ca și persoană trecând pe acolo, mai ales seara. Și stăteam și mă uitam, Doamne Dumnezeule, dar cum am reușit acum în 2020 să ajungem în situația asta? Vă dați seama, vin autocare, trec turiști, e vizitată Deva, zona gării, autogării nu e departe de centru. Și am zis, cum este posibil să nu se ia o atitudine? Nu știu, poliția locală, se găsesc anumite instrumente de a veni, de a rezolva această problemă. Sunt foarte multe probleme în municipiul Deva. Curățenia lasă de dorit în anumite zone. Nu în toate. Sunt cartiere unde e curat și e foarte bine. Dar majoritatea sunt așa cum v-am spus. Gunoaiele neridicate la timp. Dom'le, trebuie găsite metode, instrumente pentru a constrânge într-un fel și operatorul dacă nu-și face datoria. Mai sunt și alții. Pot veni alții care poate își doresc să facă lucrurile așa cum trebuie. Toaletarea copacilor, sunt atâtea probleme. Spre exemplu, fiind în campanie într-una din zile, am mers în Progresul, oamenii foarte nemulțumiți. Spre exemplu, au venit, au făcut trotuarele și intrarea la bloc, n-au mai păstrat diferența de scară. Acolo, dacă plouă, apa intră în scara blocului și cetățenii de la parter au probleme. Îmi spunea doamna respectivă, dom'le, ne-am dus la constructor, am discutat, mă rog, nu s-a mai putut face nimic. Zic, da, ei pe de o parte au o vină, dar administrația are altă vină, pentru că au semnat acel de recepție a lucrărilor. Da, dacă ar fi recepționat. Sau dacă au fi recepționat. Deci, de la situația de curățenie, pentru că până la urmă ne respectăm pe noi. Adică dacă ai o administrație eficientă, venită în sprijinul cetățenilor și, într-adevăr, prioritar să fie cetățeanul, comunitatea, nu doar interese personale și de grup. Este imposibil de a nu găsi soluții pentru a rezolva aceste probleme. Sunt foarte multe și nu avem timp acum să le dezbatem pe toate. Dar sunt. Iar vroiam, tot legat de administrație, ați spus dumneavoastră la un moment dat, de transportul local. Adică, domnule, ce le oferim noi elevilor, ce le punem la dispoziție, pentru că, exact cum am spus, este obligat să meargă la școală. Ce ne mai așteptăm la copiii sănătoși, fără probleme? Când copiii cu dizabilități intelectuale care trebuie să se deplaseze la Simeria Veche, din Deva, părinții și ei cetățeni a acestui oraș, plătitori de taxe și impozite, nu s-a găsit o soluție să li se asigure transportul dimineața să-i ducă la școală. Cât sunt? În jur de... Acum poate să fie și 2-3. Nu știu, vreo 10. Nu știu exact așa, să vă spun acum care. Nu s-a găsit un microbuz, o soluție. Vă dați seama în ce situație disperată erau părinții. Ei trebuiau să meargă la serviciu. Nu puteau dimineața să... Poate nu toți au mașină. Nu au condiția de a asigura transportul. Au fost nevoiți să-i țină acasă. Acasă cu cine să-i lași? Pentru că ei nu pot să stea singur. Și atunci a fost o situație foarte tensionată și le-am spus, dar ați fost la primărie, haideți să vedem cum putem rezolva. De foarte multe ori ne-am dus cu Jalba în Proțap. Și? Să știți că nu s-au găsit soluții pentru nimic. Dar cine a luat-o din Proțap? N-am mai luat-o nimeni acolo stat.
Spre exemplu, și acum fac o paranteză scurtă și poate dați ocazia în altă emisiune să vorbim mai pe larg despre aceasta. Asociația persoanelor cu sindrom Down au un sediu la o școală, într-o clasă, unde nu poți să-ți desfășori activități. Vreau să spun că de 5 ani, în fiecare an se solicită un spațiu adecvat unde primăria să le pună la dispoziție, să poată beneficia de niște servicii de care au nevoie. Și vin și spun că un proiect de suflet al meu, dacă o să, cu ajutorul comunității, să fie un consiliu local, este înființarea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități. În municipiul Deva nu există așa ceva. Pentru persoane și persoane cu dizabilități intelectuale, mă scuzați. La copii sau la persoane adulte? Deci, și persoane adulte și copii. Deci, persoanele cu dizabilități intelectuale. Nu există așa ceva. Și atunci mi-aș dori din tot sufletul să pot să inițiez un proiect în direcția aceasta. Am înțeles. Ne apropiem cu pași mari de finalul emisiunii. Cum mi s-a părut campania electorală până acum, domnul Mica? Cum a fost? Mie mi s-a părut atipică, de fapt este atipică față de toate celelalte campanii electorale. De ce? La Deva fiind și mulți candidați, o parte dintre candidați schimbând 2, 3, 5 partide, oamenii nici nu mai știu din partea cărui formațiuni. Care pe unde e? Care pe unde e. Încep să fie și discuții, păi nu-i acolo, ba las că știu eu mai bine. Până la urmă există așa o haos în care sunt puși alegătorii, sunt puși să aleagă, au mulți dintre competitorii la funcția de primar au fost în politică și au fost pe la diverse partide. Sunt discuții și vor fi până în ziua votului. Ce să vă spun? Cred că va fi o prezență foarte scăzută la vot și că dintre cei prezenți poate un sfert vor decide care va fi viitorul primar al municipiului Deva. Desigur că pe urmă vor fi discuții că păi, da, nu l-am vrut pe ăsta, dar nici n-am fost la vot. Ca întotdeauna, da. Da. Eu le-aș transmite mesajul că... Asta vreau să vă întreb, un mesaj pentru cei care sunt la noi pe final. Un mesaj. Să, la cameră, vreau. Să cetățenii de vei să vină în 27 septembrie și să dea mandatul celui care crede că poate să modernizeze Deva, să poate să aducă profesionalism în administrația publică locală, să dea votul celui și celor consilieri care consideră că pot să îi reprezinte în Consiliul Local al Municipiului Deva. Domnul Reicu? Suntem în această campanie cu inima curată și cu fruntea sus. Dragi deveni, vă rugăm să ne auziți, să ne ascultați și să ne înțelegem. Împreună, cu girul dumneavoastră și cu votul dumneavoastră pe care o să ni-l dați, putem participa, avem un aport important la dezvoltarea Devei și la bunăstarea comunității. Votați lista de consilieri pro-România, cât și candidatul nostru la primăria Deva. Pro-România este pe locul 1, numărul 1, pe buletinul de vot. Votați pentru o administrație publică corectă și eficientă. Stimate doamnă, stimate domn, mulțumesc pentru prezența în emisiune, succes în alegeri. Mulțumim și noi. Mulțumim. Stimați telespectatori, Iuliana Raicu, candidat pro România pentru funcția de consilier local al municipiului Deva și domnul Mihai Robert Mica, candidat pentru funcția de primar al municipiului Deva, au fost invitați în studioul Capital TV. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți împreună cu noi, vă doresc o zi bună, numai bine!